Liviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități. Hei, bună seara! Suntem încă într-o seară de aprilie. Silviu Munteanu sunt. Suntem pe 103.4 la Radio 7, în vastele studio Radio 7. Suntem și live video pe canalul 13 TV de pe YouTube, sigla cu pisică neagră. Dacă tot vă uitați la noi, un subscribe ar fi apreciat. AG Weinberger este în studio. Bine ai revenit! Bună seara și bine v-am găsit din nou și mulțumesc pentru invitație. Este a doua oră când vii aici și ultima oră când ne-am văzut aici, lumea părea ceva mai în regulă. Mie mi-a rămas în cap, de când aveai emisiune la TVR, o frază de final care spunea așa: și nu vă lăsați păcăliți. De 2 ani de zile am încasat niște pandemie, niște lockdown, cumva fără precedent în timpul vieții noastre. Acum avem și o răzmeriță neplăcută în nordul țării. Și te întreb așa, americanește, what the fuck is going on? Progresul nu este neapărat prietenul omului. Acum depinde de la ce nivel ne uităm. Asta este o întrebare pe care vreau să ți-o pun, pentru că am acest fix cu tine, am 1,88, ai 1,96, mă gândesc că de la înălțimea ta poate lucrurile se văd mai limpede, pentru că la mine câteodată se face o ceață, nu mai înțeleg nimic. Eu cred că înălțimea nu este determinată de exact, ci de... poate suma cunoștințelor pe care le acumulează cineva de-a lungul vieții, care ca un teanc de cărți îl ridică puțin și vede altfel lucrurile. Nimic nu se face fără să fie nevoie de acel ceva. În univers nimic nu se întâmplă aiurea. Și noi suntem parte din univers, prin urmare, și în jurul nostru se întâmplă lucruri care trebuie să se întâmple așa cum se întâmplă. Unele sunt regretabile, altele sunt înălțătoare, iarăși altele sunt cotidiene, pe care nici nu le observăm. Tu, probabil mai mult decât noi ceilalți, care nu suntem artiști, știi mai bine decât noi, asta voiam să spun, cât contează libertatea. Nu ți se pare bizar că în această pandemie ne-am trezit peste noapte cu niște state la care nu ne așteptam totalitare? Cum ar fi Canada, cum ar fi Australia, cum ar fi Noua Zeelandă? Ce înseamnă totalitar? Libertatea individului este mult mai puțin importantă față de libertatea de grup. Interesant, pentru că de obicei acest adjectiv se pune pe acele țări care au o disciplină funcțională. Spre exemplu, mă uitam în Noua Zeelandă, ei vor să, sau au anunțat deja, nu mai știu exact, sau urmau să anunțe că sunt prima țară din lume care, la care se renunță la fumat. Și nimeni nu o să mai fumeze în acea țară și n-am mai văzut asta și în Statele Unite cu prohibiție, adică n-am învățat nimic. Termodinamica clasică are trei cazuri, nu? Trei legi, așa cum învățăm noi la școală. Se pare că în administrația socială sau în gestionarea socială istorică apar și alte cazuri de termodinamică, prin urmare putem deduce legi în consecință. Poate avem de-a face cu legea 8-a, 9-a, a 12-a termodinamicii, ceea ce înseamnă energia creată din frecarea ideologiilor sau din frecarea emoțiilor sau din frecarea dialectelor de administrație statală. Acum, de fapt, cred că
global, dacă eu sunt un cosmonaut undeva și sunt în maxima mea stare de libertate, adică sunt rupt de acel cordon ombilical care m-a ținut legat de stația spațială, asta e libertatea maximă, pe care nu știu dacă și-o dorește cineva. Și atunci văd așa, depărtându-mă de planeta noastră, așa ușor, înspre eternitatea mea dizolvabilă undeva în cosmosul plin de antimaterie, și văd un glob care tot se îndepărtează și mă gândesc, poate acum pe acest glob se schimbă puțin, știu eu, polii magnetici, puțin se deplasează și probabil asta afectează și conștiința sau cognitivul uman, știu eu, și apar fel de fel de trenduri, unele mai mult decât, unele mai mult isterice, altele mai mult umane, ideologiile, filozofiile, care toate sunt de fapt invențiile omului. Natura n-are filozofie. Gaia, planeta care ne dă nouă voie să locuim pe aici, să fim, nu prea are filozofie. Viața nu prea are filozofie. Viața nu este prietenul omului. Viața, ca principiu, nu cred că vieții contează prin ce se manifestă. Aroganța noastră, probabil, ne-a pus în vârful unui lanț trofic închipuit de noi, da? Noi suntem oamenii cei mai tari, pa! Dar poate leul nu știe asta în savană când te duci și te vezi cu un grup de leoaici acolo care... Nici nu are o problemă că e luni. Nu. Și atunci, cum e cu lanțul trofic? Sau poate gândacul care stă de aici de sute de milioane de ani și a înțeles ceva din adaptarea și adaptabilitatea la diversele condiții și încă mai e pe aici, trecând de asteroizi, de dinozauri, de calamități, nu știu ce, gândacul e pe aici. Furnice la fel, albine la fel. O să merg în continuare ideii tale, dar o să o aduc cumva în viața noastră reală. Imediat a fost și nu mai știm că nu mai avem știri despre ce se întâmplă în Canada, de pildă, dar se presupune că acea mișcare a șoferilor de tiruri a început și prin aceea că foarte mulți dintre șoferi sunt din estul Europei. Și cam știu, și sunt și de o vârstă cu noi, asta e foarte important, și cam știu comunismul când îl miros, știu, și de asta și ieșit revolta aia. Și asta voiam să vorbesc cu tine. Ai avut experiența unei distopii pe vremea lui Ceaușescu, am avut-o cu toții. Nu trecem cumva în aceeași distopie acum, dar cu forme diferite? Termenul însuși, distopie, deja este a trecutului. Deci acum avem de-a face cu multitopii, da? cu multipolarități. Noi suntem rătăciți. Noi suntem victimele progresului tehnologic, de fapt. Acum, oricine poate să fie star sau formator de opinie, accesând Twitter-ul sau lansând o idee în sau un gând sau un mesaj pe Facebook. Și poate că noi ar trebui să ne recalibrăm măsurabilitatea, barometrii. Mie secolul 21 și mai ales această decadă nu-mi place. Nu mă regăsesc. Generația mea este de vină. Mă gândeam așa la ironia sorții, și asta pentru că ești un muzician. Există acea scenă în Apocalypse Now a lui Coppola,
cu Wagner, în care se povestea că veneau elicopterele, da, să bombardeze Vietnamul și întotdeauna dădeau boxele foarte tare și se puneau marșurile lui Wagner. Avem și la ruși, nu știu ce batalion de mercenari numit Wagner, cumva am înțeles că acest nume de Wagner pornește fix de la, de la ideea din Apocalypse Now. Și mă gândeam, ce ironie și ce istorie nedreaptă pentru bietul Wagner. Totuși. Probabil aceste opere de sau anumite manifestări din, culture. Din secolul trecut, în timpurile noastre, capătă alt sens, alt rost. Tu vrei să mă atragi într-o discuție căpcănoasă. Eu sunt destul de, versat și de pregătit și de trecut prin toate aspectele vieții și de șmecher ca să mă prind și să ocolesc răspunsurile pe care le-ai. Eu cred că lumea mai vrea să audă și ce ai tu de spus în toată demența asta pe care o trăim acum. Uite, pe mine libertatea nu mă interesează. Ok. Libertatea s-a degradat dintr-un principiu înălțător într-o unealtă de marketing. În numele libertății se comit niște fapte și se iau niște măsuri legale care tocmai contravin principiului. Pe mine, în locul libertății, mă interesează și mă preocupă eliberarea. Asta e un proces. Poți să te simți eliberat și în celula de pușcărie. Poate aceste timpuri și aceste întâmplări în jurul nostru și aceste telenovele regizate, ok, da, poate am aflat ceva. Poate au un rost de la tine. Ca să ne invite, ca să ne întoarcem în noi înșine și aici să ne cultivăm iluzia acelei lumi pe care am vrea să o devorăm. Ești asta un sfârșit de lume? Nu, pentru că așa ceva a mai fost, va mai fi. Sfârșitul lumii va fi atunci când soarele răcește, cred. Am înțeles că ar fi și când oamenii nu se vor mai iubi între ei, ceea ce încă nu este cazul. Păi și asta nu e o propagandă, tot propagandistic e, tot lozincărism este. Nu știu, cred că iubirea e importantă între oameni și, mă rog. Iubirea sau respect, sau empatia? Sau empatia. Se spune că totuși ce ne face pe noi special oamenii a fost acel moment în istoria omenirii când cineva și-a fracturat femurul și a fost pentru prima oară vindecat. Altcineva, un alt om, și-a pus capul să aibă grijă de acel om, să își repare femurul și să poată să-și ducă viața mai departe. Până în acel moment în istorie, orice ființă de pe planeta asta cu femurul rupt era sortită pieirii. Totuși e ceva special cu noi. Suntem niște animale spirituale. Și viața e și frumoasă. Nu e în fiecare zi foarte complicată. De ce zi frumoasă a fost azi de pildă? Ca să vezi frumusețea vieții tale, trebuie să fii cultivat, trebuie să fii educat în această direcție. Și asta individual. Și individual și familia, da? De unde vii. Trebuie să ți se dea acele template, acele modele prin care tu îți alegi opticile prin care vezi lumea. E o problemă acum, sau mă rog, e o problemă, o să spun o platitudine, dar vreau să te bag și în colțul ăsta. Ce se întâmplă cu ierarhia lumii acum? Este la fel cum a fost și acum 300.000 de ani. Acum ce suntem martorii, cred, regândirii acelui abstract în jurul căruia să se adune omenirea.
E nevoie de o idee abstractă. Asta e invenția noastră a omului, a omului. Asta animalele nu pot, sau nu știm noi ce fel de abstract își creează ei. Dar noi avem nevoie de acest abstract în jurul căruia să ne adunăm. Să ne coagulăm. Și probabil acum vedem în fața ochilor noștri regândirea sau reclădirea unui abstract sau remodelarea abstractului. Da, asta este cu frecușuri, asta este cu războaie, asta este cu o încercare de disciplinare sau de sau de a domina cumva. E și asta în natura noastră. Uite, nu mai știm ce este cunoașterea. Nu mai știm ce este realul. Cei care definesc cunoașterea, de fapt, sunt stăpânii lumii. Au politizat-o. Au politizat știința, au politizat cunoașterea. Asta e un termen nou, asta. Nu, e mult mai pragmatic decât pare. Acum noi vedem pe toate canalele care sunt disponibile nouă, vedem descrierile unor povești. Fiecare canal, după potențialul și capacitatea proprie. Noi nu vedem noi nu știm adevărul. Noi ni se servesc niște descrieri. Adică în loc să ne dea un buchet de flori, ne dă o hârtie pe care este desenată o floare. Mersi mult, dar să nu miroase. Trăim în epoca post-adevăr. Eu constat asta, n-am televizor, știi că ai trecut pe la mine odată, nu am televizor, dar mi se mai întâmplă câteodată să fiu în preajma unuia. Am constatat următorul lucru. Odată că dacă stai pe televiziune de știri, cineva întotdeauna țipă la tine și te ceartă. Ceea ce, crede-mă, după 2 ore de auzit treaba asta, este total obositor. Plus, s-a ajuns într-o situație și de asta mă bucur că ești aici. Că îmi place să cred că nu vorbim cum se vorbește la TV, dintr-un punct de vedere, nu venim cu adevărul de acasă și ne-l urlăm unul altuia în față. S-a dus ideea de dezbatere. Nu mai există ideea de dezbatere și, în general, dacă ești contra unei opinii care este majoritară, ți-o furi imediat. Păi în loc de dezbatere, ar trebui să spunem dezmângâiere. Să nu ne dezbați, să ne dezmângâi. Știi? Cumva. Da, e o junglă de informații care vin peste noi și aici repet, e foarte important, trebuie să-ți cultivi capacitatea de a filtra. Dacă ești pe bune și îți asumi existența, dacă ești conștient de tine, dacă nu, rămâi un CNP. Un simplu CNP care se naște, trăiește, mănâncă, se progrează și moare. Punct. Ești un consumat, ești un sclav care mai consumă ceea ce produce și cumpără cu suprapreț. Am reținut cuvântul regizat pe care l-ai spus mai devreme. Trebuie să-ți spun că marea mea frustrare vine din faptul că în toată această perioadă, la nivel de foarte bun prietenii mei, am ajuns în tot soiul de situații în care se întâmpla tocmai ca la TV. Să ne urlăm adevăruri în față, fără nici măcar să ne ascultăm la nivel de argument, de parcă n-am citit acele SF-uri la tinerețe. Este dureros. Cu această progresarea tehnologiei, toată lumea poate să fie vedeta propriei vieți. Și victima propriei opinii. Exact. Facebook-ul exact. De pildă face asta. E foarte banal și lumea nu mai caută. Și asta este, este un film, se numește Invasion, cred. Okay. Când e un atac de pe Marte, poate nu spun filmul. Poți să faci spoiler. Și vine atacul de pe Marte, acolo aparent este o societate umană, o societate foarte dezvoltată și puf, odată vine atacul de pe Marte și de-a lungul filmului noi ne dăm seama că, de fapt, cei care atacă Pământul de pe Marte
sunt oamenii alungați de roboții care trăiesc pe Pământ. Și oamenii vin înapoi să-și recucerească planeta. Știi cumva că trăim începuturile acestor vremuri, l-avem pe acest personaj. Sunt tot soiul de actori noi pe scena publică a lumii și există și acest personaj destul de interesant, Elon Musk, care, în afară de faptul că este un miliardar care mulți alții, are și capacitatea de a fi, pe bune, inginer. Iar el are acest film în cap cu ar trebui să construim o lume, adică trebuie să începem să facem și asta, și anume să ne mutăm ușor, ușor pe Marte. Ce a fost interesant este că a fost întrebat, dar ce tip de societate vezi acolo? Iar omul a fost foarte limpede și a spus trebuie să fie odată un tip de societate care să-și producă, autoproducă sursele, pentru că ele nu vor putea veni de pe Pământ la nesfârșit. Cu laptele și cu... Și a mai punctat două treburi foarte importante. Libertatea de expresie și alternanța la putere. Ai stat mult timp prin Statele Unite și știu că ori și câte cărți ai citit despre un loc sau altul, nu îți faci o opinie atât de clară dacă nu stai acolo și simți vibe-ul și cunoști oamenii și înțelegi cum funcționează societatea acolo. Mi se pare că trăim niște vremuri în care libertatea de expresie este amenințată, inclusiv în Statele Unite, prin acest cancel culture, și au apărut lucru care eu eram obișnuit aici în bătătură la noi, da? Tot soiul de scandaluri, de furăciuni la alegeri și așa mai departe, și puseurile feudale de cenzură, să le văd acolo. Și așa cum arată lumea acum și cum se reașează polaritatea cu China, cu Rusia, mă gândesc că dacă Doamne ferește Statele Unite se duce în cap după ce a inventat această lume civilizată cu, repet, alternanța la putere și libertatea de expresie, we are kind of fucked. We are fucked ever since the agrarian revolution, dar de acum 12.000 de ani. Și atunci a fost libertate de exprimare, și atunci a fost opțiunea alternării la putere. I s-a spus, v-ați așezat? Ați nimerit, ați găsit soluția cum să cultivați și v-ați așezat? Bun. Acolo cum? Crezi că a venit cineva care a impus vreun sistem social? Nu. Invidia. De ce ai tu mai mult pământ? Și mă duc și îți dau bâta în cap. Și atunci eu sunt mai puternic. Și atunci eu conduc. Acum suntem... Deci omul nu s-a schimbat. Structura, esența omului nu s-a schimbat. Suntem la fel de primitivi, la fel de la fel de prinși și la fel de prizoneri cognitivi ca atunci. Acum doar ni se dă o altă șansă. Ia mai reorganizați-vă voi, dacă mai puteți, să aduceți ceva nou. Dar se pare că nu suntem noi în stare. Și tehnologia deja ne-a părăsit emoțional. Tehnologia și-a luat un alt drum, deja se auto-progresează. Corect. Și până ajungem la acea singularitate tehnologică. Ajungi și la acest subiect, dar aș vrea să te întreb înainte, nu ți se pare că cu cât evoluează mai mult tehnologia, cu atât statele par să devină din ce în ce mai feudale, adică să se întoarcă înapoi? Pentru că legea junglei, da? Cel tare, care e șmecherul, ticălosul, bătăușul comunității, ajunge să fie temut de comunitate. Asta e ca la cimpanzei. Da, cimpanzei, în schimb, au ceva lipsă. Cimpanzeii nu sunt în stare să producă acel abstract. Și de asta sunt cimpanzei în comunități de 20, 30, 50 de indivizi. Noi dacă producem acel abstract, acea păcăleală, automat se adună milioane de oameni în jurul acelui gând abstract. Și asta este societatea umană.
Abstractul poate să fie orice. Orice. Sacralitatea, pe bune? Cimpanzei n-au această... N-au această capacitate. Nu, și sunt foarte violenți. Sau efectiv au refuzat să... Pentru că mare diferență nu e, nu? Un procent? Cred că două, dar cam același este între noi și porc. Da. Adică nici acolo nu e mare diferență de ADN, dar acel 1% sau 2% face totuși o diferență. Și atunci noi, ca să explicăm acest abstract sau această frustrare a noastră, s-a inventat legenda cu mărul. Eu cred că este și singurul... cam singura explicație care poate să explice lumea asta și de ce suntem noi aici, că alta mai bună nu cunosc. O fi singura? Singura pe care o cunosc eu. Și sunt o grămadă de chestii foarte justificate în acele cărți sau în acea carte. De pildă, o să mă amuz aici, am aflat că termenul de fermentare este pentru prima oară menționat în Biblie. Se pare că Noe era și cam bețiv. Și când este povestea cu Noe în Biblie, povestirea cu el, se povestește de acest proces de fermentație. Știi care este șansa noastră? Te aduc la băutură. Care e șansa noastră acum? Că avem dezvoltarea tehnologică necesară și avem și curajul sau tupeul individual ca să tot regândim și reinterpretăm tot ce a fost, tot ce ni s-a dat ca și informație clară până acum. Istoric, social, politic, economic. Noi acum, pentru că avem acces la informații și putem să ne facem propria noastră carte. De unde știm noi că ăla este cartea? Când a trecut prin Nicea și unde a fost editat, cenzurat. De unde știm noi că ăla e singura variantă? Oare noi acum n-avem uneltele, informațiile, dorința, tupeul să ne scriem propria carte? Există un banc, se spune că prin 2060 și ceva se întâlnește pentru prima oară ierarhia lumii de atunci și cu Dumnezeu. Și oamenii spun: Doamne, nu prea mai avem nevoie de tine. Pentru că, uite, am reușit să eradicăm o grămadă de probleme și funcționăm foarte bine și tehnologic. Plus, mai mult de atât, dacă luăm pământ și cu niște sămânță de mascul și cu ceva de la femeie și facem așa și băgăm în inteligența artificială și, uite, putem să ne și mulțim și, practic, nu mai avem nevoie. Și se uită Dumnezeu la oameni și zice: băi, da, impresionant, dar de ce nu faceți asta cu pământul vostru? Da. 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 Eu am o altă anecdotă. Te rog. Toată lumea știe povestea lui Abel și lui Cain. Mm-hmm. Da? Abel vine și spune așa: Doamne, uite, îți sacrific acest miel sau această capră. Și spune șeful: bravo, mă, Abeluț, dar apreciez foarte frumos gestul, dar să știi că ei toți sunt creațiile mele, mă rog, da, am înțeles gestul, apreciez, bravo, du-te mai departe și cultivă pământul. Vine Cain, care arată un telefon mobil și spune: Doamne, eu asta îți ofer. Îți ofer ceva ce tu nu ești în stare să faci, ci mi-ai dat mie inteligența să concep ceva și să gândesc și să produc ceva ce tu n-ai fost în stare. Și atunci șeful spune: păi eu așa vă vreau, bravo. Se spune că lui Dumnezeu nu-i prea plac proștii, ci mai degrabă păcătoși. Multe se spun.
Multe să spun. Cum ți-a fost pandemia? Relativ distractivă. Am avut mult timp de stat cu noi înșine. A fost foarte productivă. Am bun. Am scris mult. Nu se pot lăuda mult cu asta. Informațiile sunt peste tot. Trebuie să știi cum să pui întrebarea ca să afli răspunsul. Experiența vieții mele probabil mi-a dat această abilitate să pot să pun întrebările corecte la timpul lor. Poate să fie asta o explicație a succesului sau a tihnei existențiale. Am scris două poeme simfonice. Am și dat cu urechea pe ele pe YouTube. Am scris un caiet cu 7 lucrări pentru pian, pe care le ofer pianiștilor de concert la bisuri. Am scris 2 cvartete de corzi și am început să scriu a 2-a carte. Și pentru că știu să pun întrebările corecte la timpul lor, aceste proiecte au fost și finanțate. Pentru că există niște... Nu mult se pot lăuda cu asta. Da, dar trebuie să știi ce să ceri de la Google, cum să întrebi și trebuie să cunoști niște lucruri, trebuie să cunoști niște mecanisme de funcționare a unor state din Uniunea Europeană. Da? Deci nu e vorba de România. Am stat la Budapesta în timpul pandemiei. Foarte frumos oraș. Acolo... există există o linie permanentă de finanțare pentru proiectele diversilor lucrători culturali. Doar trebuie să știi. Eu sunt abonat la acel newsletter care săptămânal vine cu strigarea proiectelor care sunt finanțate. Faci un proiect, depui proiectul și aștept să se judece. Și mie mi-au acceptat toate proiectele până acum. Și acum am în derulare niște proiecte care am până în decembrie deadline-ul ca să le predau. Nu mult se pot lăuda cu asta, pentru că este bine să... E bine să te ții ocupat și cred că este și sănătos pentru noi să avem o disciplină zilnică. Disciplina asta presupune și acceptarea... Și o rutină chiar. Și asta presupune acceptarea unui mecanism, cunoașterea unui mecanism. Știu situația colegilor mei din pandemie, că am fost la curent cu asta și sunt la curent cu asta din România, dar nu sunt sigur că toți colegii din Breaslă cunosc legile țării, mecanismele funcționării statului. Pentru mine să-ți cunoști legile țării în care trăiești și lucrezi este un act de patriotism. E foarte ușor să-ți înjuri țara. Comod. E comod. Dar ce faci? Și ineficient. Ce faci în schimb? Participi la viața cetății. Pentru că dacă ai un eveniment sâmbătă, nuntă, corporate, nu știu ce, și câștigi niște bani serioși, te duci luni la ANAF să declari. Particip la viața cetății tale. E o dilemă etică. Știu da? Unde bagi, știu unde bați. Pe de altă parte, situația e mâluasă de toate părțile. Adică nici la stat nu e mare veselie, nici din partea statului nu e mare veselie aici. Pentru că breasla noastră artistică, culturală. Spui de asta din România. Din România, nu numai. Ah, ok. Timpurile sunt de această natură. Nu numai. Breasla noastră de lucrători culturali ce suntem, indiferent că actor, muzician, pictor, scriitor, dansator, nu mai contează, probabil noi am greșit. Și am greșit generații la rând.
pentru că n-am fost în stare să cultivăm astfel publicul nostru care credeam noi că ne admiră, ca să producă un bazin uman competent care să fie în stare să rezolve astfel de probleme și să aibă aplecare și reverență pentru ceea ce facem noi. Sunt și multe orgolii în breasla asta. Păi tocmai, pentru că nu suntem în stare să cultivăm reverența în public, pentru că de acel public ies copii care cresc, după care acei copii, fiind adulți, ocupă scaune decizionale. Și nu au crescut cu cultivarea reverenței pentru actul artistic, pentru că noi am greșit, pentru că noi suntem mici, mitici și nu ne uităm, nu vedem decât vârful nasului. Nu avem viziune, avem televiziune, dar nu avem viziune. Și atunci, acum, evident că când pică acoperișul, stipăm și vrem, dar nu pică nimic din cer. E o discuție de ordin etic asta. O să fiu rău și o să spun următorul lucru. Este un caz care tot ne bântuie prin presă zilele astea, și anume cazul președintelui Băsescu, care a fost dovedit cu acte turnător la securitate. Și stau și mi-aduc aminte de pe vremea când era el președinte și un personaj din așa zisa elită culturală a țării, pe numele lui Gabriel Liceanu, a spus la acea vreme că ei nu sunt intelectualii președintelui, ci în sfârșit intelectualii au un președinte al lor. Și mă întreb, căci stau în zona Buricului Târgului și se întâmplă zilele astea un eveniment și pe afișe fix în spate, fix la coada calului la universitate, este și figura lui Liceanu acolo, care acum bănuiesc că o să vorbească despre Putin sau whatever. Eu mă întreb, el cum se simte după ce a dat acea declarație? Cum se simte el acum? Și n-avem, cum să spun, o problemă reală dacă elitele sunt la nivelul ăsta, ce pretenții să ai la restul? Fiecare împărat de-a lungul istoriei are bufonii lui. Bufonii care au un rol foarte important în economia împărăției. Bufonii, de fapt, sunt cei mai credibili sfătuitori și consilieri. Odată ce te-ai asumat cu un împărat, este nepoliticos și neetic ca să te dezici de acel împărat, indiferent ce s-a ales de acel împărat. Ce a trebuit să preiești tafeta sau să predai tafeta și să cultivi o nouă generație de bufoni. Apropo, astăzi nu prea avem bufonii împăratului. Ba, mie mi se pare că da, sunt niște goarne publice care tot... Bufonul totuși are o cultură adâncă. Goarna publică nu e bufon. Goarna publică... Ba, asta e observație bună ce faci. Da, da, corect. Da? Bufonul totuși are A scăzut și nivelul bufoniei. Da. Nici bufonii nu mai sunt ce erau odată. Astăzi nu prea mai vedem bufoni cu atâta, cu atâta conținut. Nu diplomele, că diplomele se cumpără. Cu atâta conținut autentic. Conținut care rezultă dintr-o preocupare adâncă de gândire și de am vrut să spun constipație, dar nu. Dintr-o cultură foarte autentică. Contemplare. Astăzi nu prea mai contemplă nimeni. Și asta este vina generației bufonilor care cam prin 2014, 15, 16, 18 au ușor așa au rămas în umbră și acum au dispărut. Nu mai sunt relevanți. Este complicat totuși să rămâi relevant pe mai mult de 20 de ani. Mi s-a părut foarte trist, nu știu, cred că am citit o gâlceavă la un moment dat între Liceanu și Dinescu și mi s-a părut așa, mă, încă voi
cer și-ți atenție, că nu mai contați în prezentul ăsta, neam, aparțineți trecutului și cam aia a fost. That's show business, baby. That's show. De asta e trist. Dacă la nivelul ăla faci și de-astea, ca la showbiz, e tristuț. Păi, ăsta e adevăratul show business. Nu ce facem noi. Ai zis mai devreme Budapesta, hai să vorbim și de lucruri frumoase. Am o experiență personală cu Budapesta. Am ieșit din țară pentru prima oară în viața mea în 2003 și am fost la Sziget Festival. Și na, am plecat cu trenul, m-am suit, mi-a plăcut foarte mult. Gara din Budapesta este o poveste arhitecturală. Care? Că sunt patru. Gara de vest, gara de est, gara de sud. Cred că cea mai mare, e una cea mai mare. E la gara de vest. Cred că în vest, da. Și am luat metroul pe care trebuia să-l scrim cu HEV și știi ce zic? Știu, știu. Și am ieșit fix vis-a-vis de Parlament, pe malul celălalt al Dunării, și cred că a rămas ca boul vreo 10 minute contemplând frumusețea acelui oraș și frumusețea acelei... am înțeles că o copie, clădirea este totuși o copie a Parlamentului de la Londra, puțin mai mică, nu? Nu. Mi se pare că seamănă. Nu, nu, păi Parlamentul de Londra n-are bolta aia și nu stă singură. Parlamentul de Londra este încadrat între niște clădiri, în Westminster. Ah, ok. Da. Și ce mi-a mai plăcut foarte mult acolo, mai toate casele în care locuiau oamenii, probabil și că am înțeles că ajută și la țânțari, aveau mușcate la geam. Ceea ce îți dă un vibe al orașului foarte frumos, foarte o poezie de oraș. Și mai știu că ești din Oradea. Cu foarte mult art de cop acolo și mă întreb cum e conflictul tău cultural venind din partea aia mai la marginea Orientului aici? Foarte simplu. Rezolvarea foarte simplă și este îndemâna tuturor. Pur și simplu îți cauți o, nu știu, 20 de metri așa, într-un parc sau o stradă, o alee, și pur și simplu accelerezi și îți iei zborul și devii o meta-existență. Ca un vultur. Și începi să vezi, trecând peste faptul că Europa s-a oprit la Carpați și Renaștere, nu mai contează asta. Dar vezi de sus lucrurile ai o altă viziune și nu te mai sperie. Pentru că dacă rămâi jos la nivelul iepurașului sau a șoricelului sau a cârtiței, auzi doar ce ți se șoptește de după copacul din stânga. Și nu vezi în ansamblu lucrurile. A big picture. Aveam o discuție când am filmat pentru documentarul Balta Albă, e o chestie care a căzut la montaj că n-am mai intrat, dar care mi-a rămas în cap. Aveam o discuție cu Artan. Și Artan spunea, zice, băi, la noi în România, în momentul în care se strâng românii la petrecere, se cântă cam vreo 3 cântece. Genul cine e născut în ianuarie, februarie, hai sus, hai sus. Mai dacă te duci în Germania, aia știu vreo 40. Este alt tip de educație. Nu știu dacă cântecele sunt neapărat de importante în dinamica istorică a cuiva. Eu cred că în educația individului, mai ales copil, fiind și învățarea unui instrument, chit că n-o să faci asta mai departe în viață, este foarte importantă pentru dezvoltarea ta ca individ. Tocmai asta e singurul rol, ca să-ți înveți creierul ca să proceseze corect informația cu care te întâlnești de-a lungul vieții. Doar dacă nu vrei să devii un saltimbanc profesionist, cum sunt eu. A, nu ți-o fi nici eu ușor. M-am mai interesat, am o curiozitate despre Budapesta. De mult vreau să ajung și n-am reușit niciodată să ajung la A38. Am zis bine? Cum se zice în ungurește? A, Hormis Nyolc. Hormis? Nyolc. Nyolc. Este un vapor, da. Este un vapor și am înțeles că a fost rusesc la origine. Exact, sovietic. Sovietic. Mai vezi, da, da. Și cum a ajuns acolo?
erau acolo sovieticii, da, și aveau acolo din... Exact, din epoca aia, și asta a fost un vas militar, de asta de, nu știu, fregață, nu știu care este clasificarea navelor militare pe râuri. Și a rămas acolo într-un port de ăsta, într-un șantier naval, și niște băieți foarte antreprenoriali așa s-au gândit să facă din asta o sală de concert senzațională. Eu am cântat de 4 ori acolo. Are acustică bună? Senzațională. Și ce capacitate are? Sala mare 600 în picioare, dar acolo nu prea pun scaune, că toată lumea stă în picioare. Și mi-au o sală mică unde sunt vreo 200 de locuri. Are ceva spațiu pe... Are și un restaurant. Acolo s-a dezvoltat că au... Deci trebuie să știți că acest vapor A38 i-a costat. Deci este fix. Și asta i-a permis ca să mai construiască niște chestiuni adiacente peste râu, unde este un studio de înregistrări video și audio absolut de ultima tehnologie. Multe emisiuni a televiziunii publice din Ungaria acolo se fac. Business. Dar e plăcut să știi că pe o relicvă a războiului, uite, se întâmplă lucruri care chiar... Nimeni nu mai ține minte asta. Nu mai ține minte? Nu... Că și numele A38 a fost, de fapt, numele de cod sau numele de catalog sau nu știu cum, în arhivele militărești. Deci asta e. A rămas efectiv numele sau codul vaporului sau știu eu ce era asta. În ce parte de Budapesta e? Este în Buda, pe partea Buda, lângă podul Elisabeta. Sunt vreo 7 poduri, nu? Sunt acum 9. 9? Da. Mai e și 2? Mai sunt 2 poduri noi, da. Și este mai în sud sau mai în... Mai în sud. Deci la ieșirea spre... Deci în Amont, nu Amont, în... Avale. În Avale. Mm-hmm. Aproape de Chapel. Deci care este acel cartier unde a fost cele mai mari fabrici. Și acolo este și un port, un șantier naval. Și înainte de Chapel este lângă podul Elisabeta, este acest vapor acostat, se vede. Că e singurul lucru acostat ceva la mal. Unde te simți mai acasă? Aici, în București sau acolo? Să știi că eu nu am această dilemă. Unde găsesc brațele deschise care mă tratează cu afecțiune și cu... indiferent unde sunt. Mai am o întrebare. Ai zis că ai muncit mult în pandemie și mai ai de muncă până la sfârșitul anului, foarte mult. Tu cum îți diluiești propria ta relație cu muzele? Că mă gândesc că poate nu sunt disponibile în fiecare zi. Nu, dar când le invoc, vin. Pentru că am dezvoltat o relație de prietenie cu ele. Pe unele dintre ele le-am și iubit chiar. Doar așa simplu. Vino, te rog, că... Și vine. Și gata. Deci, ce atâta baby? Deci, asta e o chestie pe care eu trebuie să o învăț, pentru că eu am zile, chiar săptămâni, și constat după că sunt total tâmpit. Și toate, hai să zicem, ceacrele mele sunt înfundate. Pur și simplu nu am acces la nimic și vreau să-mi vină o idee. Știu că se numește treaba asta și design thinking. Ai o idee în cap, o pui la dospit, subconștientul îți va genera până la urmă ceva. Nu funcționează mereu. Uite, și bănuiesc că e un tip de exercițiu pe care trebuie să-l faci ca să poți să ai o relație mai curată, mai directă, mai fără semafoare. Păi uite, asta fac de vreo 45 de ani de când m-am bucat să mânuiesc acest instrument, care nu mai este important, că nu mă interesează chitara, ci mă interesează textura. Și dacă... Textura face diferența, da. Și dacă îți petreci atâția ani, cumva automat se deschid porii și devii tu capabil în orice secundă ca să auzi muza când vine.
Muza, să știi că șoptește poate un interval sau o mică frază sau un cuvânt sau o frază de text și restul e meșteșug. Inspirația noastră și atenția sau talentul, dacă vrei, este să auzi acea mică fracțiune de idee din care tu după aia, dacă deții meșteșug, azi e un meșteșug, da? Eu sunt un pălmaș al sunetelor. E un meșteșug. Și dacă ai o mică idee, poți să dezvolți cum vrei tu, strategic. Deci ăla nu mai este. Ăla este strategie totalitară, dictatorială, ierarhică. Da. Dar tu, când ai această relație cu muzele, te simți ca un simplu transmițător prin propriile tale filtre? Că hai vine să... din altă parte? Sau? Da. Hai să fim serioși. Asta e un kitsch. Sunt un transmițător al divinului. Come on, get out of here. Este un meșteșug, asta e un business. Da? Eu asta știu să fac. Până există cineva care e curioasă sau e atentă la fenomenul sunetelor, eu am treabă, am rost. Dacă dispare mediul receptor, eu nu mai am niciun rost, că eu la nimic aceea nu mă pricep. Am dat cu urechea recent prin ce ai compus pe YouTube, am găsit ceva din compozițiile recente și spuneai că ai fost în pădure, scrie acolo că te-ai plimbat prin pădure. Mai am memoria unui interviu cu Johnny Răducanu, care povestea că el nu a luat în viața lui o notă fără să aibă în cap o femeie pe care voia să o cucerească. Și cam asta era motorul lui, știi? La tine care sunt motoarele? Păi, probabil te referi la Viridissimo, la acel quartet de corzi. Probabil că, dar că nu. Că ăla este verde, Viridis, verdele l-a conjugat la maxim. Păi, pădurea deja este etapa următoare a principiului ce a spus maestru Johnny. Deci în pădure te duci să scapi de urbe. Și atunci auzi greierii cum cântă la sub pătura pe care întinzi în umbra unui stejar. Na, ciupercă foarte mare care se învăță pe tot. Ai. Viridissimo, baby. Da, n-ai avut niciodată mindset-ul ăsta cu o damă pe care vrei să o cucerești? Ai fost întotdeauna peste? N-au fost, cum să spun, motoarele astea care ne definesc umanitatea, tot soiul de sensibilități pe care le dezvoltăm? Și tu mă întrebi asta. Păi na. Of. Nu. Place femeia, ce să fac? Știu că... Of. Să știi că complicațiile asumate ale vieții sunt foarte frumoase din când în când. Dar eu sunt un Don Quixote. Eu și într-un mare de vânt văd... nu dușmanul, cum avea Don Quixote, ci o văd pe Dulcinea. Sunt un credul, sunt un naiv, care abia așteaptă să miroase sau să guste clorofila în umbra acelui stejar. Și astfel îmi trăiesc entropia cognitiv-erotică în beneficiul tuturor. Dar de unde fuga asta de urban? Că... mai știu muzicieni care își găsesc în urban foarte multă sevă. Păi, n-am spus că fug din urban. Numai că mergem în pădure din când în când. Faci focul sau... Nu. Eu nu sunt un... ăsta, ce sunt ăștia? Cercetași. Deci eu nu pot să fac foc. Dar există niște păduri sau niște locuri retrase unde
Te așteaptă mama natură cu brațe deschise să te dezvolți. Cât stai acolo? În pădure? Petreci? Păi depinde, 2-3 ore. Sunt muzele mai prietenoase? E mai multă liniște, le auzi mai bine? Asta e clar. Înțeles, e important. Păi de asta fugim de urbă, că eu sunt un haiduc de asfalt, să știi. Eu m-am născut la Oradea, pe asfalt. Nu între blocuri, că m-am născut în orașul vechi, deci mai aveam acoperișul cu țiglă. Dar totuși e asfalt, e zgomot, tramvaie, mașini, claxoane, comercianți, zgomot. Știu ce spui, pentru că sunt născut, crescut și educat în Sălăjean și mai mult decât atât, n-am avut parte și probabil că e și asta o amprentă asupra vieții mele, de pildă, n-am avut parte de clădiri fascinante, dar am avut parte de șantierile anilor 80. Și copilăria mea mi-am petrecut-o prin șantiere, furând țevile pe care străg cablurile electrice prin perete și făcându-le arme cu cornete. Dar nu e nimic traumatizant acolo. Nu. Noi cu orez am folosit acele tuburi de carioci. Dar să știi că liniștea are totuși un sunet foarte liniștitor, mângâietor. Fă o experiență odată. Pentru că noi aici în oraș, obișnuind fiind cu zonă, nici nu mai sesizăm zgomotul. Dar dacă ieși undeva unde nu e zgomot, doar păsărele, greiere, foșneala, nu știu, frunzelor și vântul, o să sesizez diferența. În pandemie am simțit asta. În pandemie a fost atât de liniște în București, sau mă rog, erau niște ore în care erau liniște, dar în București pare suspect. Și când a fost summitul NATO în 2008 a fost liniște în București, pentru că se poate să se organizeze parcările ilegale. Deci se poate, dar nu se... De ce nu se vrea sau de ce nu se poate acum? Sunt curios, în Oradea, cum ți-a fost școala și copilăria? Destul de... Școala mea care în mai împlinește 250 de ani de la înființare, care a fost a fost a Ordinului Ursulitelor. Ce s-a stat exact? Un ordin catolic de doamne. Deci sunt călugărițe, ursulitele. El a înființat școala mea. Acum au recăpătat... după anii 90 au recăpătat și tot așa, tot școală e. Să spun așa că eu în clasa 10-a deja aveam 3 cercei în urechi. Oh. Asta a fost probleme. 1900, nu. Nu? 1981, 80, 80, 80, 81. Mergeam în blugi, n-aveam nici ăsta... număr matricol, aveam sacou de uniformă, dar directorul atunci a școlii mele ne ținea spatele. Avea și ce să țină, pentru că era și deputat în Marea Adunare Națională și ne-a asigurat oarecare libertate, un flux de ăsta de informații. Aveam un psiholog a școlii care făcea un cerc literar și cerc de film și acolo, țin minte, în 79 sau 78 am văzut Jesus Christ Superstar, Hair, filme cu James Dean, el nu știu unde le procura, am ascultat muzici, am discutat despre experiențe transcendentale, despre Timothy Leary, care la Berkeley în 69-60... Asta era de-a dreptul subversiv, da. Mă gândesc la vremea aia. Noi aveam acolo totuși un spirit foarte, foarte eliberator. Cu toate că n-am fost la Cântarea României, am luat premii, am fost la Daciada, eu am făcut orientare turistică.
dacă mai țineți minte acest sport. Mi-aduc aminte, da. Cu harta, cu busola. Dar nu era tot una cu cercetașii sau aproape, sau varianta noastră de aici? Atunci erau pionieri, nu erau cercetași. Pionieri, da. Dar orientarea turistică era și un sport olimpic, cred, deci, sau mai e. Când te duci în pădure, ai o hartă, ai niște puncte pe care trebuie să ștampileze că ai fost acolo, să dovedești, ai o busolă și ai o sosire. Și în cât timp mai scurt, atunci ai câștigat. N-ai fost la cules de cartofi, la PTAP? Ba da, am fost. Nu cartofi, ci la noi vinete au fost la cules. Asta a fost în serele de lângă Oradea. Și sfecla de zahăr. Am și urmă că am dat cu ăla, nu știu cum se numește ăla, seceră, așa? Da. Și mi-am și tăiat aici, am aici o urmă de secerat. Evident, noi ne-am dus acolo ca să ne țucăm cu fetele. Deci asta a fost pentru noi practica. Când am ascuns acolo în spațiul roșilor și a vinetelor și puteam să ne țucăm. Că eram experimentativ, așa, eram foarte curioși cum e gustul săruțului unei fete. Și care a fost momentul în care ai simțit că vrei să te apuci de muzică? Cum a venit treaba asta? Că bănuiesc că a venit cumva de la sine. Într-o zi ai pus mâna pe un instrument. Asta a fost de 10 ani. Am mai scris undeva și mai spus asta. Te-au dat părinții? Nu. La un antrenament de orientare turistică, eram în clasa 5-a, lângă Oradea există două resorturi balneare. Băile Felix și Băile 1 Mai. Am fost la Băile Felix, chiar în 90. Da. Sunt la 2 km distanță unul de celălalt și noi ne-am dus la Băile 1 Mai pentru că acolo era o formațiune naturală, noi spuneam crater, mod greșit, nu este vulcanic, ci mai degrabă este o dolină de asta de calcar. Și acolo ne-am adunat noi, în jur la acelei formațiuni naturale, în pădure, acolo am făcut noi antrenamentele. Și într-o duminică simțeam eu că mă pișcă ceva la gleznă. Bun, am ajuns acasă și noaptea deja aveam 48 de grade febră. Și m-a dus maică-mă la spital. 48? 41. Și m-a dus maică-mă la spital și am intrat în comă, a fost o căpușă și am primit encefalită, meningită. Și 4 zile am fost în comă. Puteam să nu mai fac. Ai ceva amintiri din... Nu. Maica mea mi-a spus așa, după ce mi-am revenit, prima ta întrebare a fost de ce m-ați adus înapoi? În delir, așa? Și al doilea anunț a fost că tu vrei să fii chitarist de rock and roll. Și maica mea s-a gândit, ce știu un puș de 10 ani din Oradea despre ce asta rock and roll? Și atunci, în convalescență, ca să facă maica mea mai ușoară treaba, mi-a cumpărat o chitară. Acustică? Acustică, Amarillo. Cea mai bună chitară acustică pe care l-am avut vreodată. Făcută la Reghin. Nu se mai face asta. Ok. Și așa a început. Și de atunci, fiecare zi, încerc să devin un chitarist de rock and roll. A, încă? Încă. Căci spuneai mai devreme că ai mai lăsat deoparte chitara și te-ai băgat în alte treburi mai. Da, dar totuși când iau în mână chitara, trebuie să performez cumva și încă mai... Pentru că nu destinația este important, ci drumul către. Și eu vreau să îmi păstrez drumul către și atunci mă păcălesc astfel spunând încă mai am de învățat. Vreau să revin un pic la Oradea și la devenirea ta acolo. Fiecare oraș are o dinamică a lui și are și un tip de boemă. În București e o boemă cumva interesantă, cumva foarte toxică. Pot să spun eu asta fără probleme. Cum era boema la Oradea atunci? La fel, plin de alcoolici, plin de curve, plin de oameni ratați, poeți, actori, pictori, sculptori, muzicieni, divers. Deci boema este, tocmai de asta e boema, care această toxicitate care dacă te prinzi, te ajută să devii. Dacă nu te prinzi, te înghite și te consumă. Nu mă obosești.
Fiecare boem are o are o tendință de autodistrugere. Dar eu am ieșit sau eu am fost norocos că am început să citesc Wittgenstein. Și Kierkegaard atunci la 13-14 ani. Și Wittgenstein la 13 ani, da, ok. Mă rog, eram un copil perspicace, ce să fac. și m-a interesat aceste lucruri. Pentru că numele Wittgenstein, cine ăsta? Și Austria. Și poate aceste lucruri m-au ajutat ca să nu mă las înghițit și devorat de boemă. Este interesant ce spui, pentru că eu am niște amici care l-au citit pe cred, Heidegger pe la vreo 20 de ani și cumva mă uit la ei că și-au petrecut o viață întreagă în cârciumă și zic, băi, de la cărțile alea ți se trage, știi? Că altfel puteai să te irosești mai puțin. Dar boema face asta, irosește oamenii. E posibil. Prin ăștia doi mi-am găsit sau mi-am gustat pentru prima dată apetitul pentru nihilism. Îl mai ai? Îl mai am. De asta sunt ceea ce sunt și cum sunt. Și de asta pot să fiu stoic. Pentru că nu mă interesează. Există o scenă, o să fiu rău acum, există o scenă în Big Lebowski în care era personajul Lebowski, o domnișoară foarte drăguță și iubitul domnișoarei care stătea într-o piscină tolănit pe o saltea. Și Lebowski întreabă, și el, cine e iubitul tău? Zice, da, el este nihilist. Și el se uită, it must be exhausting. Nu e ușor cu nihilismul. Ba da. Ba da, dacă ți-o asumi și reușești să depășești pumnii care îți dă viața, indiferent că ești nihilist sau nu, și poate înveți să dai înapoi pumnii, indiferent că ești nihilist sau nu, și îți creionezi cumva spațiul de joacă așa în existența asta. Păi asta nu contrazice nihilismul? Nu. Okay. Tocmai. Nihilismul nu înseamnă că n-ai nevoie de spațiul de joacă în care să nu faci nimic. Bănuiesc că abisul ăla e destul de obositor și greu să-ți găsești. Și să... Nici nu știi cât de ușor e să manipulezi pe ceilalți, să-ți ofere ei spațiu. E o vorbă pe care am auzit-o și de curând și care mi se pare că se aplică din ce în ce mai tare în zilele noastre. Este mai simplu să păcălești un om decât să-l convingi că a fost păcălit. Uite, acum o să fac o mărturisire pe care deja apropiații mei deja o știu și știu și cei care vin în ultima vreme la concertele mele. Cariera mea s-a bazat pe o minciună. Ok. Prin aceea că? Lumea spune că eu sunt blues. Da, ți-a rămas imaginea asta cumva. Eu niciodată nu m-am spus că eu sunt blues, da? Dar presa asta a spus de anii 90 cum să mă lupt eu cu presa. Nu mi-am pune etichetă în general, ca să înțeleagă mai bine. În ultima vreme, mai ales după ce m-am întors în America, mi-am dat seama că de fapt eu n-am nicio noi de aici cu moștenirea noastră culturală, istorică. Noi n-avem voie să ne însușim ceva ce nu e a noastră. Toți care spun că sunt blues... Teoria formelor fără fond celebră. Toți care spun că sunt blues, mint. Din cei de aici? Din cei din Europa. O să sune rasist. Lipsește bumbacul. Sau din cei care nu sunt de acolo, da. Asta este a lor, deci nu avem... eu sunt înrudit cu, pentru că asta a fost un element important când am învățat eu să mă dizolv în expresii muzicale.
nu ca să învăț, să mă dizolv, pentru că trebuie să te dai, te predai necondiționat ca să-ți găsești autenticitatea. Bluesul are și, cred, probabil și alte stiluri, dar în special bluesul, mie mi se pare, îți dă ocazia, nu numai de improvizație, sau mă rog, în improvizațiile pe care le faci, să pui accente unde vrei tu. Dar ceea ce se întâmplă astăzi nu mai este blues. Bluesul a murit în 1941, când generația a doua a băgat chitara în amplificator și a împrumutat de la orchestre de swing, de la mainstream jazz de atunci, contrabasul și setul de tobe. Și atunci bluesul a murit. Devenit altceva. Vreau să ne certăm pe rock and roll, pentru că tu te-ai oprit la, am înțeles, Led Zeppelin și nimic de acolo nu mai e ce... Pentru gustul meu. Pentru gustul tău. Vreau să te mai punctez ceva. Lumea, în general, ca să înțeleagă mai bine realitatea și mediul înconjurător, și împarte informațiile în tot soiul de sticluțe cu tot soiul de etichete. Eu personal pățesc să mi se spună că sunt artist, pentru că am făcut niște filme și pentru că vorbesc la radio, mi s-a pus fix ștampila asta în care, jur, eu nu mă regăsesc nicicum. Mai ales vorbind cu tine, sunt din cu totul alt film decât... Dar avem această meteahnă a ștampilor și nu măcar nu putem să ne supărăm. Așa trebuie să înțeleagă oamenii lumea. Și dacă te-au văzut la televizor cu chitara cântând blues, el e bluesman. Și aia e. Și cumva trebuie să ni le ducem pe umeri, știi? Și să zicem mersi, uite, stau și mă gândesc la Joana ce renume are, da? Și n-aș vrea să înțelegi ce zic. E bine și așa. Eu dacă voi ajunge vreodată președinte, am să înființez Ministerul Orgoliului. Asta, dacă voi ajunge, presupui că nu exclus ca într-o zi să. Asta este interpretarea ta. Și dacă voi înființa Ministerul Orgoliului, atunci eu voi fi primul ministru al orgolilor, funcție dublă, și președinte și ministru, nu știu dacă e voie, dar și atunci am să... Dacă ești președinte, poți să faci o... Și atunci am să vând și am să impun acea mică invenție pe care o am deja, dar încă nu este patentat, care se numește orgoliometru. E o fel de dronă care va zbura deasupra tuturor și va detecta... Și Parlamentul o să hotărească nivelul de orgoliu acceptat și dacă deasupra ta, să zicem, trece în zona roșie, te taxezi și o să plătești amendă pe orgoliu, impozit pe orgoliu. Și atunci... Totalitarist. Totalitarist, dar o să avem niște venit la bugetul de stat și poate din acel venit putem să facem cursuri de gestionare a orgoliului. Se spune că diferența dintre vanitate și orgoliu este că vanitatea este cât de mult îți pasă ce cred alții despre tine, iar orgoliul este cu tine însuți și că dacă e să te ducă ceva la vale, să te pierzi și să te rătăcește de tine însuți și de, hai să zicem, cum planul tău existențial, ăla e orgoliu. Ăla e drumul către iad. Care e permis doar până la un nivel aprobat de Parlament. Așa e planul meu. Și dacă peste, trebuie să te taxăm. Pentru că prea multă lume orgolioasă nu-și lasă ego-ul să strălucească. Dar nu e și un motor care te pune în funcțiune? Dacă combustibil. Dacă gestionezi cum trebuie și gestionezi constructiv. Deocamdată, marea majoritate orgoliul lor este destructiv pentru ceilalți. Da, nici nu pot lucra sau cânta cu oameni care n-au ego, n-au strălucire, n-au dorința, ambiția de a dovedi. Și au și conținutul care să-i ajute să dovedească. Dar ei au înțeles că trebuie să-și gestioneze cumva ego-ul și orgoliul, tocmai ca să capete dimensiune constructivă, nu destructivă. Sunt două skill-uri pe care le-am concluzionat împreună până acum aici. Unul este cum își gestionez cu muzele
pentru că face parte și asta din exercițiu și exercițiu și exercițiu și exercițiu. Și acum, cum își gestionezi orgoliul? Cum își gestionezi exact orgoliul? Probabil fac ceva bine pentru că viața mea până acum este o viață de succes. Am făcut totdeauna ce am vrut, când am vrut și cu cine am vrut. Deci printre cei norocoși, dar... Norocul nu cred. Așa e, știu ce spui, știu. Dar spune tu. Nu cred că norocul are o importanță atât de mare. Da, are, dar tu practic îți creezi norocul, dacă vrei să vorbim așa despre noroc. Este vorba despre determinare și despre foarte multă muncă în spate. Și asumare. Și să nu te lași, să nu te lași. Dar câteodată, mai dai de ziduri și atunci cum faci? Păi atunci te lovești, dar rămâi tot la fel de tenace și de determinat și găsești o rezolvare. Deci te dai de un zid, e o situație care trebuie rezolvată. Eu nu cred în probleme, doar în soluții. Deci e o mentalitate. Și asta te întărește. Cunosc o grămadă de oameni care își urăsc realmente jobul. Și nu pentru că nu câștigă bine, sau mă rog, la nivel decent, dar își urăsc realmente jobul. Și vine acea întrebare, mă, dar de ce nu te apuci de altceva? Din comoditate. Asta este opțional. Pentru că este acest confort pe care și l-au câștigat, care presupune o casă, o masă, o mâncare, copilul poate să meargă că na, aici deja intrăm în alte responsabilități, trebuie să meargă la școală, haine și alte investiții în educație și confortul ăsta ne omoară, adică lumea nu este lumea, oamenii în general par că nu sunt dispuși să iasă din zona de confort. Și atunci, foarte bine și așa, dar atunci să nici n-aibă pretenții mai mari decât și-au limitat ei, pentru că aici cu pretențiile avem o problemă. Măi, dacă atât e lungul nasului tău, rămâi acolo, te limitezi pentru că asta e etic. Eu cred că fix acest aspect este unul din alea care, cel puțin în București, la nivel de indivizi, de pe stradă, din trafic mai ales, creează un tip de nevroză, toată lumea este nevrotică și cred că unul din factori este fix acest tip de comoditate care te face să funcționezi zilnic în aceeași rutină care este foarte importantă pentru buna noastră funcționare. Am citit un studiu, cred, acum vreo 2 ani de zile, mi s-a părut interesant, ci că corpul nostru emană endorfine și în treburi pe care le repetăm în fiecare zi și ca la care noi ne raportăm că nu ne plac foarte tare, știi cum ar fi, aolo, iar e luni, iar trebuie să mă la job, să muncesc. Practic, corpul emană endorfine numai să rezistăm, dar ne și place, doar că nu suntem neapărat conștienți de treaba asta. N-ai început tu emisiunea cu citatul din mine, nu vă mai lăsați păcăliți? Și iată, se autopăcălește om așa, pentru că îi place, dar atunci nici pretenții să n-aibă. Păi da, n-au domn să știe, of. Păi atunci înseamnă că sunt doar CNP-uri. Dacă nu se cunoaște, nu-și asumă ceea ce e, nu se înțelege ceea ce e, atunci ce mai caută pe aici? Atunci este doar o carne de tun, un CNP, care se naște, mănâncă, procrează, consumă și moare. Asta cu carne de tun sună cinic acum în situația în care iartă-mă, suntem. Da. Îmi retrag cuvintele oficial. Da. N-a fost cu niciun da, știu, da. Scapă și da, se întâmplă, dar se întâmplă, nici nu știu cum ne-am trezit cu situația asta peste cap, era gluma aia, uite cum a rezolvat Putin problema cu pandemia, brusc am trecut în cu tot o altă realitate. Ești optimist în ceea ce privește viața noastră aici în următorii, hai să zicem, 10 ani? Da, oricum n-avem așa de ales. Cât optimism. De fapt, și pesimismul are o... De fapt, și ce e pesimismul? Un optimist. Un demon. De fapt, cine este pesimist? Un optimist bine informat. Nu e chiar un demon atunci. Nu.
Dar eu cred că nu. Acum este un mic, mă rog, un mic sau mai mare sau mediu ăsta clinch în care suntem. Dar ciudat este că când aceste lucruri s-au întâmplat departe de noi, parcă n-am fost atât de sensibil și emoțional implicați. Am făcut totuși, scuză-mă puțin, am făcut o vada faptului unei mari solidarități. Chiar am ajutat pe oamenii care au venit aici și care chiar aveau probleme. Corect. Ce surpriză plăcută. Dar acum câțiva ani a fost tot la noi în vecin, la sârbi, în anii 90, la sfârșit, tot vecin. Și n-a fost așa de sensibilizată treaba, oare? Acest double standard emoțional, asta puțin pe mine mă pune pe gânduri. Poate am mai evoluat un pic, totuși? Da? Sau s-au deschis niște mall-uri pe la noi? Și consumerismul ăsta de window shopping, pentru că ai de toate. Și dorința de a te afișa ca să devii o molie, pentru că cei care umblă mall-uri sunt molii, nu? Șoareci de mall, mă rog. Așa mai umblu. Oare nu compromite empatia? Pe mine asta puțin mă pune pe gândul, dar mă rog, asta e filmul. Eu nu sunt, poate sunt cinic din gând, dar eu vreau să-mi păstrez sarcasmul. Ala sănătos, da. Știi, ca să nu nebunesc. Știu deja răspunsul, dar trebuie să spun această întrebare. Din punct de vedere tehnologic, trăim deja în viitor. A apărut acest metavers. Știi ce spun? Știu. O chestie pe care am observat-o în metavers este și anume că există artiști, muzicieni, care au început să cânte acolo cu profilul lor virtual și să facă treaba asta pe bani. Adică oamenii plătesc bilet să-l vadă. Te vezi vreodată cu vreun profil în această lume paralelă virtuală? În 2000, augmentată? În 2000 și 2001 era un metavers care s-a numit Second Life. Țineți minte? Da, da, da. Bun. Eu acolo aveam un avatar și acolo am cântat într-un club din Second Life cu avatarul meu, dar cu microfonul de pe computer și gitară acustică, pe bani, bitcoinuri. Acolo a fost bitcoinul care a apărut prima dată în narativa publică. Uh-huh. Da? Un bitcoin a fost un dolar și acolo tu primeai bani în bitcoin, după care puteai să-ți cumperi ba forțe, ba puteri, ba fel de fel de accesorii. Poate îți luai un Gibson virtual șmecher. Dar n-am nevoie. Eu am deja. Și sau teren. Acolo, păi, în Second Life, dacă țineți minte, dacă ce mai ține minte, erau agenții de imobiliare și vindeau teren, vindeau apartamente. Deci, ce-i nou metavers? Acum 3 săptămâni am dat un interviu la un site din America, din Detroit, Michigan, care a fost înregistrat și după văd că de fapt este publicat sau este pe metavers, pe Facebook, și arată foarte nasol. Urât ca design, ca grafică. Second Life avea o grafică mult mai mișto, mult mai credibil, mult mai mobil, mult mai nesacadat, știi? Deci nu e nimic nou sub soare. Probabil că o să evolueze și asta, dar cum a fost experiența cântatului? Mă gândesc că totuși te frustrează de vibe-ul pe care îl primești de la public. Ce public? Deci, exact cum cântam la pandemie, că și aici în pandemie aveam, cred că, 4 sau 5 concerte virtuale online. Era o inițiativă din România, cred, și 4 am făcut pentru un portal american care se numește Can't Stop the Blues. Păi, când singur, vezi pe ecran, la Second Life, vezi pe ecran că avatarul meu cântă, microfonul meu ăla simplu cum era, asta s-a auzit. Deci, și lumea dădea din cap, avatarii, și dacă le-a plăcut, dădea un bitcoin, care atunci era un dolar. A fost o știre acum, cred că prin ianuarie. Am râs, dar m-a și îngrijorat un pic. Era o doamnă care își făcuse un profil în metavers
și care s-a plâns că a fost agresată sexual de 5 avatare masculine toxice. Băi, cum am ajuns în viitorul și în demența asta? Adică, plus, stau și mă gândesc ce o să presupună AI-ul în viitor, în viața noastră. Deja m-am fost acum ceva vreme, Alexa, celebrul Alexa al Google, s-a blocat sau, mă rog, a căzut. Ceea ce a presupus, by default, să cadă toată instalația din foarte multe case. Instalația electrică, tot. Oamenii pur și simplu au rămas blocați. În casă, în lift, în Dumnezeu știe unde era. Pentru că totul funcționa pe bază de Alexa. Nici nu vreau să mă gândesc că există și această zonă a pornografiei, care această industrie mereu investește foarte mulți bani în tehnologie. Ce Dumnezeu să fie acolo și cum o să ne bușească de fapt pe noi la nivel social și la interacțiunile noastre sociale reale pe bune. Mai există și teama că ăștia care au acum, să zicem, 16 ani și care sunt mult mai conectați în toată zona asta tehnologică, s-ar putea, dacă își petrec foarte mult timp aici, să nu mai poată să diluiască cu viața reală cu una, cu două. Păi poate nu mai au nevoie. De unde știm noi care e real? Am vorbit puțin mai devreme că cei care vor sau cei care definesc deja ce este cunoașterea, dețin puterea în lume. Nu cunoașterea este puterea, cum a spus Sir Francis Bacon, ci cine deține sau cine definește cunoașterea. Nu poți să te plimbi în pădure în metavers și să ai acces la muzele pe care le ai tu în pădure. Nu poți tu sau nu pot eu, dar poate puștul care se va naște peste 10 ani deja nici nu știe cum miroase clorofila. Asta e îngrijorător. Există un documentar pe Netflix care se numește Alien Worlds. E o ficțiune, dar în episodul 4 există un documentar despre o planetă care se numește Terra și unde există o civilizație umană mega avansată, unde entitatea umană nici măcar de corp nu mai are nevoie, ci materia cenușie este într-un borcan, care sunt, borcanele sunt interconectate, sunt zeci de milioane de borcane de astea, roboți, drone lucrează și ăștia sunt o conștiință colectivă. Și atunci pun întrebarea, de unde mai se mai poate evolua de aici? Ce e după asta? Când nici măcar de propriul tău trup nu mai ai nevoie ca să existi. Care e sensul? Care e rostul existenței tale? E înspăimântător acest documentar. Bănuiesc că la un moment dat ceva o să se întâmple. Există acest, cum zice, etern manual al întâmplărilor și întotdeauna când ceva, și putem defini exemplul pe care l-ai dat, rău urmează să se întâmple, cumva apare și din partea altă un taler al balanței care se înclină și se mai pune piedică în toată povestea asta. Până când? Până se răcește soarele. Până când? Mai e până atunci, da. Și noi ce rost? De fapt, noi ce rost avem? Decât să ne jucăm de-a cocoșul în lumea asta noastră iluzorică pe care noi ni le creăm și dăm vina pe alții. Asta, păi rostul nostru este să mai renunțăm la comoditate una peste alta și să ne vedem de chiar ce credem noi că contează. Căci avem și acel, cum îi spune, acea voce care ne spune, bă, asta contează, sau acel instinct, nu face asta, că nu e ok să faci asta, îți spune întotdeauna când ies să faci o greșeală sau să faci un rău voit cu cuiva, e o voce acolo care spune, băi, nu faci asta. Dar asta nu e rostul nostru în univers. Asta este doar o unealtă morală impusă tot de noi înșine, prin legendele și prin acele povești epice prin care ne-am formatat conștiința de astăzi și un cod moral. Dar pădurea are moralitate.
Este un loc care ne este dat, uite, cel mai frumos loc cu putință în care poți să fii. Nu numai nouă ne este dat, și căprioarelor este dat, și ariciului, și vulturului. Ei prin ce cod moral își consumă existența? Nu știu să-ți răspund la întrebarea asta. Vezi, noi ne păcălim. Eu rămân la ideea mea că acel 1% din ADN este totuși important pentru ceea ce suntem noi și care face totuși diferența. Uite ce clădiri frumoase facem, uite ce muzici frumoase facem, uite ce copii frumoși facem. Da, și dacă dispar albinele, în 30 de ani omenirea dispare. Și uite ce bine ar fi să putem să avem grijă de albine. Vezi? Deci atât de... O albinuță dispare, albina, noi am mierlit-o. Cu clădiri cu tot. Ce cântări urmează? Unde te mai vede lumea? Nu știu, trebuie să vorbesc cu Magda, nu știu. Am câteva festivaluri, tot vin fel de fel de invitații onorante, mai umilitoare, mai dintr-o prăfuire, dintr-o... nu știu neapărat, pe mine nu mă interesează să mă duc să mă reprezint pe scenă doar atunci când se face după condițiile mele. Altfel eu nu mai am nevoie neapărat. Mai bine scriu. Acum trebuie să scriu a treia parte din această trilogie despre Esther și despre Purim. Prima parte era despre regele David și Batseba, care se numește Apagihonului, Le de Guion în franceză. Al doilea poem simfonic se numește Solomon. Și a treia va fi Esther. David, rege David, care a ridicat ideea statalității, fiul său, regele Solomon, care a înfăptuit statalitatea, și după câteva sute de ani, Esther a salvat resursa umană pentru statalitate din Babilon. Și o pui într-o operă. Sunt trei poeme simfonice legate. Poate să fie un balet din asta, poate să fie, nu știu, un spectacol cu narativitate prozaică sau cu un film, sau depinde. Asta voiam să te întreb, dacă ai și visual sau ai tot. Nu încă, deocamdată, dar și aceste poeme simfonice stau foarte bine. Ar putea să fie un simplu concert simfonic undeva. Uite, asta era o întrebare pe care voiam să o spun. Și știu că face parte din ceea ce presupune un artist. Se întâmplă când îți gândești o operă, să o gândești cumva și vizual? Neapărat. Păi astea sunt muzici programatice. Deci are un sinopsis. Adică, nu, să vii la pachet și cu o parte multimedia. Asta nu știu încă, dar eu când aud, eu văd ce aud. Și cum aș putea să exprim ceea ce văd. Păi să-ți găsești un colaborator care poate să-ți traducă bine programare, AI. Deci dacă cineva ne privește și are chef, eu sunt aici, știu, sunt foarte ușor de găsit. Da, eram curios cum o să arate toată povestea. Da. Nu pot să nu constat și faptul că ai spus mai devreme, nu insist neapărat să cânt. Pe de o parte, presupune că face parte din faptul că ți-ai învins cumva orgoliu și că nu mai simți nevoia să te expui ca atare, ci mai degrabă te regăsești în partea de... Nu, este pur și simplu de o maturitate și este vorba de o empatie pentru puștii care vin din urmă. Ei trebuie acum să domine scena. Eu totuși am fost, sau de 35 de ani sunt în prima ligă, deci dar știi că sunt oameni care, hai să zicem, vor să te vadă, plătesc un bilet și se simt chiar bine.
Știi? Și cred că pentru ei e important. Atunci vin cu mare drag. Dar dacă primesc invitații la fel de fel de evenimente sau festivaluri, cum câteva zile și mi se impune condiția pe care, dacă orice a zice, ia jigni, mai bine nu zic nimic, eu n-am nevoie de așa ceva. Evident, dacă am ceva de comunicat, organizez eu sau echipa mea, și dacă sunt invitat undeva, spunem condițiile și că nu sunt neapărat financiare, ci respect, de un respect și de o reverență, cum vedem nu departe de noi. Deci n-am niciun fel de pretenție exagerată. Dar am nevoie de un minim confort, am nevoie de un prosop, am nevoie de niște vitamine, sucuri. Eu nu beau, eu nu sunt cu alcoolul. Deci mie nu-mi plac alcoolicii. Pentru că știu că alcoolicii sunt fără bază de încredere. Da? Am pățit-o. Mai sunt oameni cu duh, îi mai găsești prin cărciu. Complexul Vysotsky a trecut de mult. Deci eu nu cred, nu. Dacă ești profesionist, n-ai nevoie de niciun fel de accesoriu sau stimulant ca să intri în stare, cum se spune, ce chicios, intri în stare, domnule, pe bune. La 3 noaptea te scoli, trebuie să fii performer. Pentru că asta e treaba, asta e vocația ta, asta e meseria ta. Dar nu merge mereu, să mă întâmplă să ai și... Nu e adevărat. Atunci vorbim de amatori. Am scris un articol anul trecut, se numește Obliografia mimetismului autosuficient. E pe blogul meu și acolo descriu exact mentalitatea celor care... pe care îi cunosc, da? Am crescut cu ei, care au rămas la un amatorism entuziast. Dar când e vorba de o măsurare profesională, se tem, fug ca potârnichile. Problemele de orgoliu și comoditate. Nu, probabil provocarea este atât de mare că ei cumva au un moment de onestitate cu ei înșiși și atunci mai bine se retrag din prima decât să se măsoare. Pentru că au totuși un minim bun simț. Atunci când te bagi în bluz, hai că vin eu cu ștampila asta acum, cum trebuie să arate oamenii cu care cânți, nu fizic, cum trebuie să fie ei în film? Eliberați ca mine, ceea ce e foarte rar. E un tip de chimie care n-are cum să nu existe și care se traduce pentru mine din partea asta la alta scenei. În momentul în care reușești să mergi cu muzica, știi? Ai pornit-o și mergi cu ea și când vezi o orchestră întreagă sau o trupă rock and roll care se coordonează și merge, the magic happens. Asta poți să faci în două modalități. Ori angajezi mercenari foarte profesioniști care pentru banii pe care îi primesc își îndeplinesc misiunea sau cerințele, da? Și sunt cu ochii pe tine și te acompaniază cum trebuie, sau faci o formațiune cu o trupă de prieteni cu care aveți și aceeași lungime de undă de gândire și nu mai contează business-ul, contează petrecerea timpului împreună, trăirea împreună, interplay împreună. Astea sunt cele două. Rest nu se poate. Altfel nu se poate. Îți place ceva din muzicheia românească, hai să zicem, din ultimii 5 ani? E ceva ce ți-a atras atenția? Trebuie să recunosc că nu prea am urmărit și nu prea sunt la curent cu ce se întâmplă. Eu sunt old school. Mie îmi plac autenticii din anii 80-90, pe care îi cunosc. Mai nou, nu urmăresc. Nu mă interesează fenomenul. Da. Din muzică contemporană, da. Cine? Ce? Lumea vrea să știe. Uite, a venit săptămâna trecută aici Mugurel Vrabete și Pipai. Și amândoi au spus un lucru. Zice, în afară de faptul că există foarte multă muzică acum, foarte multă,
Și nu mai știi ce și cum să alegi și sunt o grămadă de chestii foarte interesante care poate să-ți scape. Unul din motivele pentru care acest lucru se întâmplă este că nu mai ai niște voci care să te ghideze cumva, știi? Că, niște voci, hai să zicem, mai presus de orice îndoială, care au o ștachetă de bun simț, spun, băi, uite, asta e interesantă pentru că nu avem o presă în zona asta. Și atunci mai apelăm la oameni ca tine. Măi, unde să ne mai băgăm urechea, știi? Să știi că aceste răspunsuri care nu-s neapărat de orgoliu, sunt pur și simplu să-ți dea niște direcții. Da, dar sunt subiective. Bineînțeles. Și știi bine că gusturile nu se discută. Deci, ceea ce mă excită pe mine, criteriile care mă fac să mă excite ceva, s-ar putea să nu se potrivească cu criteriile sau cu gusturile celor care ne ascultă. Și asta este foarte periculos. Da, da, și dacă se întâmplă invers, uite, sunt eu optimistul de serviciu. Și dacă se întâmplă invers, dacă sunt oameni care rezonează în tocmai și uite, dacă nu erai tu să le spui asta, nu puteau să aibă parte de momentele, minutele alea de bucurie, că uite, au găsit ceva mai presus de orice îndoială și care merită atenție. Îmi permit să fiu puțin mai echitabil și inclusiv și non-discriminativ? Atunci i-aș sfătui să caute sau să se apropie de acele produse sonore, muzicale, unde simt ceva autentic. Cum facem asta să știm ce e autentic, ce e nu? Că vin și cu o soluție, cu o rezolvare. Să nu semene cu nimic din colecția voastră de discuri. Ok. Tocmai mă gândeam că am descoperit acum ceva vreme, găsești pe YouTube, nu tocmai foarte calitativ audio, niște funk din 70 din Nigeria. Mai se cânta un funk acolo incredibil. Am dat eu o recomandare. Afrobeat, sigur. Dar vorbeam de la noi, știi? Pentru că intenții bune sunt. Dar de multe ori, din păcate, intențiile astea bune nu sunt argumentate sau argumentabile cu cunoaștere. Totuși, să nu confundăm asamblările fonogramelor cu muzica. Drepturile de autor. Nu sărim. Muzica trebuie să aibă 4 criterii minim ca să putem defini muzica, ca să-ți putem numi muzica. Bluesul nu e muzica. Da? Este un proces sonor care operează cu obiecte sonore, dar la blues, de fapt, e un cântec. Bluesul este text, în primul rând. Vorbim de bluesul care a murit în 1941, care vine din tradiția trubadurilor din Renaștere, care povesteau viața cetății, a satului, a plantației, a familiei. Stângist? Poftim? Stângist la origine blues. Atunci încă nu era stânga-dreapta. Asta e ceva... da, probabil că stânga-dreapta este această împărțire a lumii este a secolului 20. Atunci a început. Există un punkist american, Harry Rollins pe numele lui. Joacă și în filme. Da, nu-l apreciez foarte mult ca muzician, dar este un tip pe care îl găsesc destul de interesant și care a dat o definiție bluesului care mie personal, cu care eu am rezonat. Zice, bluesul este atunci când te-a părăsit femeia și n-ai nici măcar bani să te îmbeți. Asta e un clișeu așa de... Vezi, ăsta e stângist. Recitarea clișeelor care au spus-o încă atâția. Asta e stângist. Dar nu știu și când te vezi în situația asta... Dar eu n-am problemă cu stângist sau dreptist. Da, să nu politizăm, da. Așa e. Eu am avut un pusă de politizare. Dar gândește-te, atunci, trubadurii în Renaștere sau truverii dinainte de Renaștere sau cavalerii, că de acolo a plecat asta, de la cântecele cavalerești care s-au terminat cruciadele, cavalerul cu armură, cu tot, a rămas fără job. Era mare nobil dintr-un castel și ce să facă? Avea energia asta, bărbăția asta de că, mă, eu sunt luptător, sunt cruciaz de ăsta. Și a găsit următorul subiect.
domnișoara din cetatea vecină, fără să aibă vreo legătură fizică. Și atunci au apărut aceste cântece eroice care celebrau domnița din cetatea vecină, în armură, da? Cântecele cavalerești. Din aceste cântece cavalerești au apărut trubadurii, da? La granița evului mediu și a renașterii, care asta făceau cu o lăută sau cu o chitară renascentistă sau un instrument ăsta mai primitiv, vorbeau, spuneau întâmplarea din cetatea vecină. Shakespeare a scris cântecul e text, sonet, text. Michelangelo a scris sonete, cântece. După aceea, truverii care au coborât în piețe, deci asta a fost strămoșii baskerilor de astăzi, truverii. Bluesul, de fapt, sau când este blues din prima generație, pre-war blues, da? De fapt au continuat această tradiție pentru că asta era îndemână. Să povestească ce s-a întâmplat în plantația vecină. Asta nu e de stânga sau de dreapta. Asta era singura unealtă la îndemână. Și după aia să agațe, că asta a fost de fapt. N-a fost nimic acolo, așa cum credem noi despre blues, că este muzica înălțării și eliberării unui popor asuprit de sclava, bla bla bla. No, bullshit. Ei au fost niște arendași. Sclavagismul s-a abrogat în 1865 de Lincoln. Da, totuși avem vreo 70 de ani, 60-70 de ani, 50 de ani, poftim, de la abolirea sclavagismului. Da? Și ăștia au fost niște oameni liberi, arendași, pălmași, pe pământul boierului sau a proprietarului și munceau. Și vineri, sâmbătă, s-au dus la juke joint, care au intrat în niște grajduri sau niște mici establishment-uri de-astea de unde se bea și se agăța. Blues înseamnă get laid, asta e blues. Și atunci a venit industrializarea asta mare și s-au mutat în nord. Și și-au băgat chitara în amplificator pentru că nu se auzi în zgomotul marilor orașe, nu s-a auzit altfel. Este un film foarte interesant, se numește Cadillac Records, care de fapt este o prezentare foarte bine documentată a istoriei Chess Records, care a fost prima casă discuri care de fapt a început să înregistreze artiștii sau muzicieni de blues sau rhythm and blues, mai bine zis, din a doua generație, de la Muddy Waters încoace. Acolo putem să înțelegem, de fapt, noi avem, din cauza lipsei de informare sau dintr-o legendă de-asta care se tot predă de la un entuziast la celălalt, se tot schimbă puțin, se mai adaugă un pic, e un folclor de-asta urban românesc despre blues music, fără informații concrete și corecte, care a dus la... Exact, asta duce la gândirea de stângist. Pentru că se crede că blues, la festival de blues, se stă în beți. Eu când sunt invitat la un festival de blues, eu vreau să cânt undeva, eu spun, mă, nu vreau să fiu ultimul. Pentru că când ajungi la 10:30 pe scenă, deja ai în față un public care deja este puțin groghi. Ăia nu mai înțeleg nimic. Ăia vor să petreacă. Bine, eu nu sunt de petrecere, eu sunt de ascultat. Cam o frazare cultă. Știu ce spui. Nu știu dacă o să-ți placă neapărat comparația, dar eu am o pasiune pentru această formație heavy metal care se numește Tool, unde sunt și piese foarte lungi și sunt tot soiul de scheme. Nu prea rezonez cu ceea ce se numește progressive rock. Mi se pare o sofisticare alea care câteodată... tranziție peste tranziție, mi se pare obositor. Ei reușesc să aibă această textură în care să facă un regal, în opinia mea, din sunet. Mindset-ul lor este fix ăsta. Noi nu facem piese de 3 minute care au accentul previzibil,
da? Câteva accente previzibile. Ce vorbeam și data trecută? Strofă-refren, solo de chitară, explodează piesa la sfârșit. Nu. Lucrăm unde vrem noi, iar tu, ascultătorule, care ai dat și bani pe muzica noastră, sau n-ai dat bani, o asculți online, dacă vrei să ne asculți, chiar trebuie să nu mai faci nimic altceva și să-ți dedici timpul ca să nu pierzi nimic din tot ceea ce am făcut noi aici ca lucrătură și ca textură și muncă și tot ce presupune asta. Ceea ce mi s-a părut foarte corect, într-o lume în care oamenii nu prea mai au neapărat răbdare cu muzica, o lasă ca fundal sonor sau își mai pun o piesă, bașca, ascultă muzică pe boxele alea mici, dezastru. Pentru că mi se pare că nu ai respect pentru artist și pentru munca lui din studio în momentul în care stai să asculti, nu mai pun difuzor toată opera. Dar vestea bună este că, uite, revin piața de viniluri, ușor, ușor. Au crescut de 91, 90, cum se vindeau 91-92 la nivel planetar, au revenit vinilurile, am înțeles că a ajuns la undeva, la vânzări, nu profit, un miliard de euro în casări. Fantastic! Și asta cum crezi că îmi îmbunătățește mie sau colegilor mei de breaslă viața? Ar trebui să o facă. Dacă, cum? Dacă, e puțin complicat cu piața, dar să știi că există, pe mine mă bucură treaba asta, există târguri de viniluri, iar oamenii se duc să își cumpere viniluri. Dacă tu ca artist reușești cumva să îți scoți un vinil care presupune o investiție și să reușești să scoți banii ăștia, cred că poate fi un câștig win-win pentru toată lumea. Dar mai complicat la noi aici. E complicat peste tot, pentru că cei care vorbesc despre această revenire a vinilului sau fel de fel de liste cu abonament, vorbesc din punct de vedere a consumatorului. Mă, dacă noi n-am fi, voi n-ați avea ce să ascultați. Prin urmare, trebuie cumva să aveți și voi ca public, o atitudine corectă, ca să avem noi energie și condiții ca să putem crea conținutul pe care voi ascultați cu plăcere. Deci eu vă îndemn ca să rupeți abonamentele cu Spotify. Eu m-am mutat pe Tidal. Și la fel, deci tot ce este pe abonament pentru noi este moartea business-ului. S-a ajuns în momentul de față că aici mi se pare frustrant pentru mine consumator, nu se mai lansează album, se lansează o piesă cu videoclip cu tot și ăsta este tot evenimentul la care ne ducem să mai vedem un concert. Mi-era dor să ascult, să avem, hai să zicem, o obsesie pentru piesa 2 de pe fața B. Știi? Și era important tot constructul ăla al albumului și piesele nu erau puse aiurea pe disc, aveau o noimă. Mi-e dor de povestea aia și mă bucur să aud că revine. Și CD-urile au revenit ușor, ușor la vânzări, plus hipsterii ăla cu casetele. S-a schimbat și comportamentul publicului. Eu despre asta am scris doctoratul acum, despre cum se poate manipula o masă de oameni cu obiecte sonore. Cum poți să-i definești preferințele comerciale, sociale, eventual politice. Poate ați observat sau nu, dar în fiecare dată când sunt campanii electorale, se schimbă puțin muzica la reclame. N-am observat asta. Vă rog frumos, fiți atenți. Sunt atent la o grămadă de astfel de cum îi spunem, tehnici de manipulare. Căci unele dintre ele sunt fascinante realmente. Păi asta fac și cei de pe scenă, în proporții mult mai mici. Pentru că dacă spune cineva toate mânuțele sus deasupra capului, ce este altceva decât nu o manipulare momentană? Păi are o formă de manifestare de bucurie și n-are nimic malefic în... Asta crezi tu, dar se filmează acel moment, se dă pe Facebook, se dă pe YouTube, spune, mamă, ce concert, ce succes avea asta sau ăsta. Depinde cum pui camera, că dacă păi o pui exact, de sus nu se vede iată, multă lume, dacă cine o pui de aici, definește ce-i cunoașterea este stăpânul lumii. Asta e valabil și la proporții mai mici. Exact, noi știm asta foarte bine. Noi suntem cei mai mari excroci.
Eu degeaba spun nu v-ați păcăliți, dar asta fac, vă păcălesc. Nu numai eu. Saltimbancii care stau pe scenă și au ocazia sau șansa să trăiască din asta, asta înseamnă că este rezultatul unei manipulări foarte bine argumentate și voi n-aveți spațiu de atac, pentru că sunteți dezinformați, pentru că nu sunteți inițiați în asta, nici n-ar fi bine. S-a democratizat foarte tare, s-a diluat prin accesul tuturor neaveniților breasla noastră, dar suntem câțiva care mai păstrăm această dimensiune inițiatică. Măi, când e pe bune, da? Când omul de pe scenă e mai presus de orice îndoială în ceea ce se... în ceea ce expune și îl simți, că unele lucruri se simt, pur și simplu. Atunci o plăcere este lași păcălit și manipulat și să mergi în călătoria corect. Lui. De ce corect. Nu? Corect. E o poveste care se spune acolo. Corect. Uite, da. La Mark Knopfler, de exemplu, ăla nu schițează niciun zâmbet, dar cum își frazează, cum își tratează fiecare sunet, cu ce grijă, ăsta de fapt e manipulare. Pentru că știe că ceea ce face el te influențează. Și ce plăcere pentru audiofili. Corect, corect. Deci, de fapt, este un win-win, dar asta e jobul nostru. Sunt eu optimistul de serviciu că, uite, revin vinilurile pe piață și în momentul în care cumperi muzică, mai cumperi un obiect care presupune și copertă, presupune și... Poftim. Numai frazarea unui solo din măsura a patra nu vă interesează. Ba da, să știi că aici ești pe teren minat cu mine, sunt foarte atent la orice frazare muzicală în momentul în care îmi pun capul să ascult o piesă. Sunt foarte atent și am început să recunosc texturile, am început să știu diferența dintre un SG, un Gibson, orice altă, un Fender. Asta nu contează, nu asta e muzica, ci... Pentru mine e un câștig. Păi nu instrumentul pe care se creează acea frazare este important. Asta ajută la alte aspecte, dar câți din public doresc sau pot să descopere o perlă, o rezolvare armonică? O gherlă. Nu gherlă, pentru că pe disc nu prea apar gherlă. Nu, pe disc, credeam că pe scenă. Știi? Care îți dă ție acea senzație de senzație catartică. Pentru că aceste elemente de meșteșug, de fapt, îți servesc ție, auditorului, catarsisul. Să ne lăcomim la el. Eu, meșteșugarul, știu să pun astfel acele obiecte sonore într-o secvență favorabilă ca să vă generez catarsisul, care să vă dea acel sentiment, mă, ce mișto e asta. Asta și spuneam, contează foarte mult cine e acolo și contează ca acel cineva care e acolo pe scenă și face asta să fie mai presus de orice îndoială, că aceasta se simte. Că sunt foarte mulți care se lasă păcăliți de treburi mai puțin, hai să zicem, calitative, sunt eu de la înălțimea fonflorului. Asta este altă discuție și așa stau lucrurile și nici măcar nu trebuie să mă supăr. Dar mai sunt și ăștia cu alt tip de ureche. Deci când cineva umple scena cu nu știu ce fel de stații, turnuri de stații... Ambalajul contează. Da? Asta nu este garanția calității. Bineînțeles. Dar așa se spune, uite-mă câte scule, mă, ce mișto va suna. Și așa pleacă cu efectul placebo acasă. Mă, ce mișto a sunat, tone de marșa pe scenă și da. Aole, lasă-mă că am văzut la prostii, la nivel mare, am văzut niște prostii, zic, Doamne Dumnezeule, cum... Și se speculează asta. A fost o reală plăcere. Foarte mulțumesc că ai venit. Asemenea, mulțumesc pentru invitație. Mersi. Pa. Pa. Silviu Munteanu și prietenii săi. Podcast Nu Futilități.